Deși zăpada reprezintă bucuria iernii, aceasta este și periculoasă pentru sănătatea cetățenilor. Un simplu pas greșit poate însemna o fractură care necesită câteva zile de recuperare. Din data de 24 ianuarie, de când anotimpul rece a pus stăpânire și pe județul Dâmbovița, zeci de cazuri din cele înregistrate la urgențe au fost de fracturi. Până din data de 24 ianuarie 2014, ora 001, s-au înregistrat la departamentul de urgențe peste 64 de prezentări, dintre care pacienți care au avut sau au fost înregistrați, examinați și internați pentru fracturi, au fost în ziua de 24 ianuarie 7 fracturi și 5 alte traumatisme tip entorsă contuzii care au beneficiat de îngrijiri și tratament. În data de 25 ianuarie 2014 s-au înregistrat 22 de fracturi și alte traumatisme de tip entorsă sau contuzii care au beneficiat de servicii medicale la departamentul de urgență. La data de 26 ianuarie 2014 s-au înregistrat la departamentul de urgență 9 fracturi și 16 alte tipuri de patologii în respective entorse contuzii. La data de 27 ianuarie 2014, 11 fracturi și alte 14 entorse și contuzii. Iar la data de 18 ianuarie 2014 până la ora 11 se înregistraseră deja 9 fracturi. De asemenea, tot în aceeași perioadă au fost înregistrate și 6 cazuri sociale care au beneficiat de servicii medicale și internări în funcție de patologia pe care o prezenta fiecare. Se au prezentat și cazurile sociale care au necesitat de asemenea asistență medicală și îngrijiri medicale și au primit tot sprijinul în sensul internării și susținerii din punctul de vedere hotelier și al cazării și al internării pentru toate patologiile prezente, dar și pentru faptul că sunt cazuri sociale, 6 cazuri. Astfel, dacă sunteți nevoiți să ieșiți din locuințe, aveți grijă pe unde pășiți pentru a evita banalele căzături care pot avea consecințe grave.